are o carte de poezii care se numește Daimyo. Marele scriitor, marele prozator Mihail Sandrăjanu a scris o carte care se numește Doamna adorată a inimii mele. Carte de poeme închinată soției sale. Cred că trebuie să amintim de Mihail Sandrăjanu pentru că acolo s-a format acest scriitor, acest om de valoare. Dar pe de altă parte, dacă privim cartea, vedem că dumnealui spune eu sunt un leu puternic. Și mi-aduc aminte de Jules Condotea care completa. Eu sunt un leu puternic, dar am acasă o leoaică. Dumnealui este născut în zodia leu. Și spune, m-am strecurat prin bunele cu cer senin, privind la leul maestos transpus în stele. Eu sunt o zodie ce nu se teme de venin, iar gândul de mărire este un dans de ele. Trebuie să mai spun ceva. Că Biblioteca Metropolitană din această capitală nu se mai numește Mihail Sandrăjanu. Pentru că așa au dorit niște nemernici. Dar să trecem. Pentru că altfel am intrat în altă domeniu. Arta cu tendințe este necesară. Arta pentru asta s-o fac alții. Noi facem arta cu tendințe. Și mă opresc aici pentru că am spus că e suficient. Nu înainte de a spune că atunci când am fost în Basarabia, la Chișinău, și am fost la redacție la Brașul, acțiunii, pe biroul Nicolae Davija era poezia, revista Destine, cu poezia pe prima pagină, La arme, din Mihai Eminescu. Trebuie să ne gândim la acest poem, La arme. Și mai sunt și altele.